Bună seara! Cer scuze pentru întârziere, dar a durat mult discuțiile în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei Situației Excepționale, care s-a activat în urma instituirii, începând cu ziua de astăzi, a stării de urgență în Republica Moldova. Pe parcursul zilei de astăzi, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a recepționat numeroase propuneri din partea ministerilor, agențiilor și instituțiilor de stat în vederea propunerilor, recomandărilor, acțiunilor ce, în opinia colegilor din alte ministere și instituții de stat, sunt absolut necesare pentru a impune noi restricții. Acestea au fost analizate și discutate minuțios și, evident, evaluate de punct de vedere juridic, economic, financiar și social. În cadrul ședinței de astăzi, Comisia a venit cu propuneri de acțiuni de ordin restrictiv noi și de organizare a procesului administrativ pentru toată perioada stării de urgență. Totodată, suntem în proces de analiză a identificării surselor și mijloacelor financiare pentru determinarea potențialelor acțiuni de susținere a populației și a mediului de afaceri. Propunerile de măsuri pentru încurajarea mediului de afaceri și susținerea agenților economici, precum și pentru protecția cetățenilor afectați de impunerea stării de urgență, vor fi decise la următoarea ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale și vor fi expuse în următoarea decizie a acestei comisii. Evident că ne dorim, în mod firesc, logic, ca acțiunile ce urmează a fi implementate să ducă la diminuarea efectelor negative ale pandemiei. Stimați telespectatori, stimați cetățeni, vreau doar să vă dau citire câteva elemente din dispoziția numărul 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Dincolo de faptul că reiterăm valabilitatea anumitor hotărâri ale Comisiei Naționale Extraordinare Sănătate Publică, am venit cu noi propuneri, una dintre care este, dar o dau citire, urmează încă juriștii să clarifice exact formularea care este corectă pentru a nu intra în coliziune cu actele constituționale din actul constituțional din Republica Moldova. În cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare sau măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale și sau hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, se referă la hotărârile anterioare a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, iar continuarea activității sale pune în pericol sănătatea publică, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică suspendă activitatea acesteia sau, după caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia pentru perioada stării de urgență. În ceea ce privește sistemul de învățământ, rămânem pe poziția fermă că în localitățile în care se atestă incidența mai mare de 100 cazuri COVID-19 la 100.000 de populație, ori 100 cazuri potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, deja presupune în mod automat instituirea codului roșu, procesul educațional se va desfășura la distanță, deocamdată cu excepția instituțiilor de educație temporire, grădinițe. Deci grădinițele vor continua să activeze pentru că este absolut necesar ca tinerii părinți care nu au susținere din partea rudelor, buneilor, etc., să aibă unde își lăsa copiii pe perioada aflării la muncă. Totodată, s-a decis instituirea unui regim special de circulație a persoanelor în municipiul Chișinău și municipiul Bălți.
În ambele orașe este o incidență foarte mare a cazurilor de COVID-19. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, în intervalul orar de la ora 23:00 până la 5:00, începând cu 3 aprilie 2021. Am discutat mult cu reprezentanții organelor de forță. Deși inițial se cerea instituirea acestei restricții începând cu ziua de astăzi, ora 23:00, totuși am convenit ca să amânăm activarea acestei restricții începând cu ziua de 3 aprilie, din cauza că, colegii din structurile de forță au nevoie de aranjamente logistice pentru a face față controlului necesar și implementării eficiente a acestei restricții. Excepții vor fi în cazul deplasării de interes profesional, inclusiv de la locuință la locul de lucru și viceversa, deplasări pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente. Excepții mai sunt și deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi bunăoară cele efectuate cu avionul, sunt rute avia care ajung, aterizează la Chișinău seara târziu sau aproape de ora 23, sau poate chiar după ora 23, și atunci pasagerii acestor avioane evident că au nevoie să ajungă la domiciliu. Tren, autocare de pasageri sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei. Deci pasagerii care sunt în drum de la gară, de la aeroport, de la gara feroviară spre casă și pot dovedi că au avut, prin prezentarea unui bilet sau unui act doveditor, că au fost nevoiți să utilizeze transportul care depășește ora 23:00, sunt exceptați de la interdicția respectivă. Totodată, la verificarea motivului deplasării de interes profesional prevăzut la subpunctul care l-am citit anterior, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, pe orice suport, ori o declarație pe propria răspundere completată în formă liberă. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele, prenumele, data nașterii, adresa locului activității profesionale, durata deplasării, data completării și semnătura. La verificarea motivului deplasării de interes personal, prevăzut iarăși în subpunctele corespunzătoare, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personală a autorităților abilitate o declarație pe propria răspundere completată în prealabil în formă liberă. Declarația pe propria răspundere iarăși trebuie să conțină datele precum numele, prenumele, data nașterii, adresa locuinței, gospodăriei, motivul deplasării, durata deplasării, data și ora completării și semnătura. Totodată am decis în urma dezbaterilor interzicerea circulației și aflării persoanelor în spații publice, parcuri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement. Toate persoanele care se află în afara domiciliului sau reședinței sau altui loc de trai sunt obligate să dețină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei. Totodată a fost decisă instituirea unui regim special de muncă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Toate entitățile publice și private vor atrage cu prezență fizică la serviciu un număr de până la 30% din personal care este antrenat în activitatea de birou. Pentru că mai există personal care este antrenat în activitatea de producție, care nu poate fi redus din motive tehnologice. În situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim la distanță, conducătorii vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupuri
sau schimburi ture de lucru. Agenția Servicii Publice va asigura procesul de prestare a serviciilor publice în baza programării prealabile, cu respectarea strictă a măsurilor obligatorii de prevenire a infecției COVID-19. Această acțiune este destinată pentru a evita rândurile vii ale cetățenilor pentru obținerea actelor necesare, buletinelor, pașapoartelor, etc. Totodată și serviciile organelor cadastrale teritoriale, care necesită deplasare în teren pentru efectuarea lucrărilor cadastrale, vor fi prestate ținându-se cont de stricta necesitate. S-a decis și sistarea organizării ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născutului și a căsătoriilor jubilare, inclusiv celebrarea solemnă a căsătoriei, astfel asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului stare civilă sau centrului multifuncțional, fără solemnitate și doar în prezență exclusivă a mirilor. Totodată se interzice desfășurarea adunărilor, întrunirilor, manifestațiilor publice, mitingurilor și altor acțiuni de masă. Se interzice, și aici a fost o lungă discuție, ca până la urmă să ajungem la un consens cu membrii Comisiei Situații Excepționale, se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice, atenție, să sisteze prin deconectarea locurilor de consum, furnizarea serviciilor și sau să aplice penalități pe cazul neachitării în termen de către consumatorii, atenție, casnici, și se referă doar la consumatorii casnici, a facturilor pentru energie electrică, energie termică, gazele naturale sau apa potabilă consumată, cu excepția situațiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății. După cum vedeți, este foarte important ca în situația în care se insistă pe minimalizarea necesității ieșirii din locuințe, în special pentru persoanele de vârsta a treia care în mod normal urmează să meargă, să se deplasează la poștă pentru a-și achita facturile lunare pentru lumină, gaz, apă, etc., pot să întârzi cu achitarea acestor facturi Comisia Situații Excepționale, aprobând exceptarea sau permisiunea de a nu permite sistarea furnizării serviciilor respective către consumatorii casnici. Prevederea respectivă nu se referă la consumatorii industriali. Se instituie un moratoriu până la data de 30 mai 2021 asupra controlelor de stat planificate efectuate la fața locului de către organele abilitate cu funcții de control în temeiul legii numărul 131 din 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Totodată, acest moratoriu nu se aplică asupra controalelor sau inspectărilor efectuate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, lucru foarte important, trebuie să fim în continuare siguri că alimentele sunt de calitatea corespunzătoare. Și, totodată, nu se referă la controalele efectuate de către Agenția Națională de Reglementare Energetică în ceea ce ține de controalele tehnice necesare pentru asigurarea securității energetice a statului. Ministerul Apărării va acorda întregul sprijin necesar autorităților statului cu personal și mijloace logistice în suportul activităților de ordine publică, misiunilor de patrulare, regimului special de circulație pe teritoriul țării, pazii și protecției unor obiective, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistență medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației. În ceea ce privește activitatea mijloacelor de informare în masă, Serviciul de Informații și Securitate va aproba și va face publică lista de surse cu conținut online
care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și va lua măsurile de protecție și prevenire corespunzătoare. Lucru foarte important, am luat anumite decizii și în ceea ce privește asistența medicală. Am decis ca, conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale sau raionale, precum și administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat, sunt obligați să asigure detașarea tuturor lucrătorilor angajați către instituțiile medico-sanitare publice cu profil COVID-19 în temeiul demersurilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Cunoașteți cât de dificil sau cât de gravă este problema cu numărul efectivul cadrelor medicale, în special în centrele COVID-19. Prin urmare, venim cu rugămintea și cu, dacă să citesc exact din document, obligativitatea instituțiilor medicale non-COVID-19, publice sau private, în cazul în care Ministerul Sănătății va solicita, cu obligativitatea conformării solicitărilor respective. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va identifica în termen de o săptămână necesarul suplimentar de servicii medicale de prevenire, diagnostic și tratament al infecției COVID-19 și instituțiile medico-sanitare private le vor presta. După mine este un lucru foarte important ca și instituțiile medicale private să-și pună umărul la combaterea pandemiei COVID-19. Totodată am luat în calcul și problema persoanelor cu grade de dizabilitate. Pentru că în perioada stării de urgență este foarte dificil ca persoanele respective, apropiindu-se termenul de reconfirmare a gradului de invaliditate, trebuie să meargă prin tot soiul de instanțe să acumuleze acte pentru a-și prelungi valabilitatea gradului de invaliditate. Prin urmare, pentru persoanele a căror grad de dizabilitate expiră în perioada stării de urgență, gradul de dizabilitate se prelungește din oficiu de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă până la ridicarea stării de urgență. Deci, stimați cetățeni care aveți grad de dizabilitate și termenul căruia expiră în următoarele 60 de zile, gradul dumneavoastră va fi automat, din oficiu, prelungit până la expirarea stării de urgență. Abia după expirarea stării de urgență veți putea, în liniște, să vă preocupați de colectarea actelor necesare pentru prelungirea gradului. În baza listei persoanelor cărora li s-a prelungit gradul de dizabilitate, prezentată de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, structurile teritoriale de asistență socială și Casa Națională de Asigurări Sociale vor asigura plata pensiilor și prestațiilor sociale până la expirarea termenului de încadrare în dizabilitate, adică până la expirarea stării de urgență în cazul în care persoanele respective le expiră gradul de invaliditate în aceste 60 de zile. Totodată au fost adoptate și anumite măsuri specifice în domeniul contravențiilor, oferindu-le organelor abilitate, drepturi suplimentare în această situație de urgență, lucru pe care îl veți găsi imediat după publicarea deciziei de astăzi a Comisiei Situații Excepționale în anexa corespunzătoare. Nu o să vă dau detalii pentru că este una foarte mare, dar care a fost practicată și în anul trecut, pe durata cât a fost starea de urgență în 2020. Acestea au fost în linii mari deciziile ședinței de astăzi a Comisiei Situației Excepționale. Repet, continuăm lucrul. Cel mai important
fapt care vreau să-l menționez din nou, colegii sunt în proces de evaluare a de identificare a resurselor necesare bugetare care ar putea fi realocate spre susținerea cetățenilor și a mediului de afaceri în Republica Moldova. Imediat cum vom avea aceste evaluări, aceste rezultate, vom convoca următoarea ședință a Comisiei Situații Extraordinare pentru a le adopta. Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcurs. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună!